Guvernul a aprobat în ședința de joi creșterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Mihai Constantin la Palatul Victoria. Astfel, veniturile angajaților plătiți cu salariul minim vor crește cu puțin peste 2 lei pe oră. În total vor primi cu 280 de lei în plus față de venitul actual. Odată cu creșterea salariului minim, nu va crește și punctul de amendă, care va rămâne înghețat la 165 de lei, cât e în prezent. Salariul minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 3.300 de lei lunar, cât este în prezent, la 3.700 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie. De asemenea, guvernul a majorat de la 200 de lei la 300 de lei din salariul lunar pentru care nu se va plăti impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Ambele decizii, o hotărâre de guvern și o ordonanță de urgență, au fost aprobate în ședința executivului de astăzi. Câteva date de context. În România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată aproximativ 760.000 de salariați. Însă, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și de creșterea sumei neimpozitabile vor beneficia peste 1,8 milioane de salariați, respectiv toți angajații care se regăsesc în intervalul de salarizare 3.300-3.700 de lei. Vă reamintesc că aceste noi coordonate intră în vigoare cu luna iulie și prima plată se va face în luna august. De această măsură vor beneficia peste 1,8 milioane de angajați din România.